Salut, prieteni! Mihai Stepanov cu un video despre un site sub denumirea Zelf din Latvia, unde se poate de primit un card cu 5 euro pe el, deci gratis. Acum se face înscrierea preventivă. Ce trebuie de făcut? Deci pentru aceasta noi când trecem după linkul care e sub acest video, se deschide acest site unde se poate de făcut înregistrare în lista aceasta preventivă. Dacă faceți tot corect, primiți 5 euro. Deci uitați-vă, prin Messenger, Facebook, WhatsApp, Telegram sau Viber. Eu am folosit Telegram, apăsați pe acest buton, deci apăsați pe Join și tot aceeași variantă vă propune. Deci alegeți una din aceste variante. După ce ajungeți de pildă în Telegram, cum am făcut eu, am trecut aici, ea îmi spune că la început o să fie un buton, apăsați pe el, Start. Mai departe apare așa ceva, niște mesaje, și apăsați pe inscripția aceea care este jos, aici o să fie o inscripție. După aceea, pasul următor, trebuie de scris codul la telefon. Telefonul, deci în cod internațional, cu plus. Deci dacă eu în Moldova am luat 373, voi din ce țară sunteți, alegeți codul țării, pe urmă mobil în continuare, fără 0. Pentru că pe el vine un SMS. Deci ați trimis, pe urmă apare așa un mesaj că pe telefon este trimis un mesaj și îl scrieți aici jos, deci vine din 4 cifre. L-am trimis, deci când culegeți ceva, apare așa o săgeată, pe ea apăsați și trimiți. După ce am trimis codul, trebuie să trimitem numele nostru real, că el va fi imprimat pe card. Deci, ca exemplu, Alexander Jordan. Deci, în cazul dat, am scris numele meu și a spus că felicitări, ai primit 5 euro. Este un buton pe care apeși și verifici balanța și mi-arată că am 5 euro. Pe urmă mai apare un buton pentru a lua linkul nostru dacă vrem să invităm cineva. Pentru fiecare invitat primim câte 5 euro încă. Deci el primește acela care l-am invitat și noi primim. Este așa un astfel de link. Nimic complicat nu aici. Deci faceți comandă. Pentru ce este bun un card? Pentru că cardurile din țara noastră, ele fac rapoarte la fisc. Și dacă aveți niște câștiguri de pildă care nu vreți să le faceți prezent, mai bine să folosiți un card din altă țară, care el când scoateți la bancomat arată informația ca la un turist. Adică nu arată, nu se duce statistica la fisc. La noi, cu cardul nostru de pildă din Moldova, ori altă țară, ei văd fiecare tranzacție. Asta ca o variantă. Deci e bine când este un card străin. Vom vedea cât de repede el va veni. Acum se face înscriere preventivă. Se vede că ei adună o cantitate mai mare, să nu fac comandă de 2-3 carduri, dar o cantitate mai mare. Cam atât ce am vrut să spun. Nu uitați, vă înscriți la grupul meu Telegram, care este în descriere tot la acest video, unde se poate de dat careva întrebări, dacă mai sunt pe tema dată. Numai bine.